dragi prieteni, vedeți, o mărturie ca doamnei Neașu face cât o mie de discursuri și mă bucur tare mult că suntem pe aceleași scânduri, la același nivel și cred că așa ar fi trebuit să fie și întâlnirea, nu cu noi aici, deasupra dumneavoastră, dar asta este punerea în scenă și trebuie să ținem cont de ea. Într-adevăr, e o întrebare tulburătoare. Comemorăm sau aniversăm? Eu cred că totuși este un moment de reflecție pe care trebuie să-l aibă toată societatea românească. Vedeți, astăzi dumneavoastră știți și probabil câțiva dintre majoritari, dar în rest societatea românească în mare cred că ignoră acest moment în care ar trebui să stăm o clipă și să ne întrebăm cine suntem noi. Nu, cine sunteți dumneavoastră? Nu, cine suntem noi? Cine suntem noi, cei care v-am ținut într-o robie? E simplu să ne disculpăm. Să spunem, nu, eu nu sunt fiul unui boier, eu nu sunt neam cu vreun mitropolit, sau nu sunt Ioan Domnesc. Prin urmare, n-am nicio vinovăție față de dumneavoastră, față de robia dumneavoastră. Dar nu trebuie să stau așa. Știți, atunci când m-a vrocordat, dădea anumite libertăți, le dădea mai ales strămoșilor mei, vecini și clăcași. Și nu strămoșilor dumneavoastră. Strămoșii dumneavoastră aveau voie atunci, la momentul m-a vrocordat, doar să nu fie despărțiți soț și soție. Și tot așa, încet, 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 acest drum al libertății a fost un drum lung și greu și cu lacrimi foarte multe. Drumul unei libertăți. Drumul unei libertăți care s-a încununat, după cum se vede, în februarie 1856. Vedeți, a venit apoi un moment important în societatea românească, care a fost momentul împroprietăririi. Cuza a dat pământ. Când Cuza a dat pământ, fiecare dintre foștii clăcași a devenit un mic boier. Practic, ăsta a fost idealul strămoșilor noștri, să fim mici boieri. Dacă primeai un pic de pământ, deveneai un mic boier. Câți dintre strămoșii dumneavoastră aveau 4 boi sau 2 boi, astfel încât să primească o parcelă suficientă de pământ încât să-și poată duce traiul. Foarte puțin. Extrem de puțin. Și în proprietărirea lui Cuza, dacă a rezolvat parțial cât a rezolvat pe dumneavoastră, aproape că nu v-a schimbat nimic. De asta e un drum greu de care noi suntem responsabili și noi suntem responsabili, cum se cheamă, până în vremea lui Antonescu. Și nu numai până astăzi. Iată, în această sală suntem minoritatea, sau cum să vă zic, vedeți, noi majoritari suntem minoritari, când ar fi trebuit să fie altfel. Ar fi trebuit să fie măcar la fel de mulți majoritari în această sală, pe cât sunteți dumneavoastră. Vedeți, este și o vină a școlii noastre. Mereu m-am gândit că la ora de diriginție învăț foarte multe lucruri, dar nu învăț să vă salut în limba voastră. Din păcate, eu nu știu să vă salut în limba voastră. Nu știu să salut nici în limba armeană, din păcate. Nu știu să salut nici în limba germană. De asta cred că școala ar trebui să ne învețe pe noi majoritarii, nu pe dumneavoastră. Și dumneavoastră, cred că am văzut că există cărți și astăzi învățământul a reparat mult. Dar învățământul românesc nu îi învață pe majoritari niște lucruri elementare. Să ne spunem bună ziua nu numai în limba noastră, ci și în limba voastră. Să ne spunem bun găsit, bun rămas și toate celelalte necesare. Vedeți, altfel vom crede că unii sunt mai vinovați decât alții. Din păcate nu știm noi majoritarii cât de datori vă suntem. Și asta am spus-o și la alte întâlniri pe care le-am avut împreună. De exemplu, spun filologii că limba română, această atât de frumoasă limbă, este atât de unitară și datorită nouă, dar și datorită dumneavoastră. Cei care ați mers din sat în sat, din comunitate în comunitate,
și ați făcut ca să existe un fir director, un fir care să ne unească pe toți, un fir care să, care să arate că cei din Oltenia vorbesc la fel cu cei din Moldova. Și cumva anumite cuvinte, anumite sentimente, anumite simțiri, sunteți voi cei care le-ați făcut să existe în toată această țară binecuvântată de Dumnezeu, cum spunea domnul director Alin Popa. Vă suntem datori nu numai cu aceste simțăminte, sigur că vă suntem datori cu marea unitate a muzicii pe care o are cultura românească. Și asta au spus-o muzicologii noștri începând de la începutul secolului 20. Și eu cred că dintre dumneavoastră, din rândul comunității noastre s-a ridicat cineva care este mai cunoscut decât mulți alți români. Mă gândesc acum la Grigoraș Dinicu. Grigoraș Dinicu, cel care a făcut acea horă staccato, care este astăzi se cântă în toate filarmonicile și nu există repertoriu serios de instituție muzicală care să nu conțină și această piesă. Și numele lui Grigoraș Dinicu este astăzi mai cunoscut, sau la fel de cunoscut, ca numele oricărui alt român. De exemplu, Brâncuș. Nu există mare diferență între cei doi. De asta, cultura românească, sunteți parte din cultura română. Sunteți fir important, sunteți fir director, sunteți vectori importanți în cultura românească. Știți, nu numai în cultura mare, ci și în cea mică, cea subterană. De exemplu, a spus cineva înaintea mea că acest aliment care ne lăudăm, sarmalele, strămoșii ai dumneavoastră, trimiși la Istanbul, le-au adus de acolo sarmale și astăzi ne le simțim ale noastre. Astăzi ne lăudăm, nu este restaurant românesc care să nu aibă sarmale. Dar dumneavoastră sunteți cei care, străbătând drumul ăsta al Balcanilor, ni le-ați adus și ne-ați învățat să mâncăm acest atât de bun aliment, care înseamnă o foaie pe care s-a pus ceva și după aceea s-a învelit. De asta cultura română vă e cumva datoare. Și de fapt noi. De asta acest moment trebuie să fie un moment de reflecție pentru toată societatea românească. Pentru că trăim împreună și ne suntem unii altora necesari. Și eu cred că într-un viitor nu foarte îndepărtat, dar din păcate un viitor care trebuie să se apropie. Trebuie numai decât să noi, majoritarii, să știm să vorbim, măcar să vă salutăm așa cum trebuie în limba dumneavoastră. Așa cum dumneavoastră știți foarte bine să vorbiți, dacă tot avem aceleași drepturi, nu? Atunci și noi avem dreptul să învățăm cuvinte din limba dumneavoastră. Și cred că nu e o problemă să existe un curs mic, opțional la început și după aceea din ce în ce mai necesar ca majoritatea să învețe cine sunteți și cine suntem. Pentru că suntem împreună. De asta cred așa că dacă toți ne-am oprit o clipă și ne-am gândit cum trebuie să trăim împreună, cred că lumea ar fi, cum a zis și doamna inspector, ar trebui să fie lumea noastră, să fie într-adevăr mai frumoasă, mai adevărată și mai bună. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, Iulian. Se spune despre ei, despre romi, că nu au o istorie. Iertați-mă, nu prea au avut timp să scrie și să citească, pentru că timp de 5 secole au fost ocupați cu multe alte lucruri. Au fost cei mai buni meșteșugari pe care i-a avut spațiul românesc. Au fost cei mai buni căldărari, motiv de bucurie pentru producătorii și amatorii de țuică. Au fost cei mai buni fierari, arme cu care s-au luptat oștile Moldovei și Valahiei. Au fost cei mai buni lăutari, motiv pentru care au fost alături de noi în destinul nostru istoric de la naștere și până la moarte. Nu au avut timp să scrie propria istorie pentru că nici noi nu prea am lăsat. E
frapant faptul că primul document care atestă această practică juridică și socială e cumva legat de biserică. Toate marile mănăstiri ale spațiului Moldovalah au avut țigani, robi, și îmi pare rău să vă contrazic, călătorii străini și documentele atestă faptul că au cunoscut cea mai cruntă formă de robie dintre toate cele trei pe care le-au avut romii. Avem robi, țigani, atenție, rob are în cultura religioasă ortodoxă o anumită semnificație, iar asocierea lui cu termenul de țigan nu face altceva decât să certifice o anumită clasare juridică socială. Cuvântul țigan nu există în limba română. Cuvântul țigan nu înseamnă nimic pentru ei. Este un exonim și nicio altă minoritate a României nu a cunoscut un inventar atât de bogat de exonime, de cuvinte depreciative care vin din exteriorul comunităților către ei. Țigan egal sclav. Țigan egal rob. De câte ori spunem țigan, vreau să vă rog să înțelegeți faptul că nu facem altceva decât să perpetuăm o practică inumană de tip feudal. Spuneți-le rom, haideți să răspundem rom, pentru că așa îi cheamă. Rom înseamnă bărbat. Rumniile sunt frumoasele și focoasele lor partenere de viață. Au trăit mult timp în sultanatul Rum. Au trecut apoi în zona balcanică, în Rumelia. Și au ajuns într-un final și în spațiul nostru românesc. Da, foarte multe mănăstiri au cunoscut această practică. Îi avem la Cozia, de la Mircea cel Bătrân, din 1388. Îi avem la Tisoane, îi avem la Vodița, îi avem la Bistrița, îi avem și în Bacău, la mănăstirea Cașin. E o mănăstire ridicată în timpul lui Gheorghe Ștefan, între 1656-1657, de 800 de robi țigani. Sigur că acolo nu avem nicio inscripție care să ne spună nouă această realitate. Ocolim acest adevăr, dar face parte din propria noastră istorie. Într-adevăr, e inexplicabil. Creștinismul s-a născut cumva cu această practică socială omenitoare încă din Imperiul Român. Sfântul Augustin justifică, spune că da, e reprobabil, dar e o consecință îndepărtată a păcatului original. Thomas d'Aquino, în secolul XIII, spune că e normal ca unii să se nască pentru a fi servitorii altora. Sigur că activitatea aboliționistă de care vorbeau invitații mei a pornit cumva așa dintr-o realitate și o nevoie internă, dar spre final a fost bine stimulată de Europa, toată generația, excepțională generație pașoptistă. E prima generație de tineri care pleacă din acest spațiu, care are o mentalitate și o realitate feudală cumplită. Pleacă la studii în Europa și se întorc de acolo cu o altă mentalitate. Reclădesc o societate, reclădesc un stat. Da, Cogolicianu, da, Alexandrii, Negri, Vea Urechea, e cel care scrie, dacă nu mă înșel, la 3 ani după ce apare Coliba unchiului Tom, Coliba Măriucăi, în care realitățile unei comunități de rom sunt foarte bine reflectate. Dar am fost cumva și forțați în finalul legislației care abolește această practică. Noi suntem ocupați de austrieci, trăim în plin război al Crimeei. Austriecii forțează această modificare a realităților sociale și să nu uităm că la conferința de pace de la Paris din 1856, desființarea sclaviei a fost o precondiție a recunoașterii Unirii. S-a spus așa pe culoarele conferinței de pace. Nu știm aproape nimic despre ei, nu știm de unde vin. E foarte greu să documentezi acest, da, Egipt, nordul Indiei, nu știm.
Nu știm cum au ajuns în spațiul românesc. Nu, cu siguranță nu a existat un singur oar masiv migrator. Probabil că au fost mai multe oare succesive. Vreau să vă rog să țineți cont de faptul că ne aflăm la granița cu cel mai mare imperiu sclavagist din istoria lumii. Este vorba de Imperiul Otoman, care are în Hanatul Crimeei o placă turnantă a comerțului cu sclavi cu Imperiul Otoman și cu Estul Europei. Nu știm cum au ajuns să aibă această diversitate socio-profesională care se suprapune până la urmă peste neamurile lor. Sunt zlătari, sunt augurari, sunt ingurari, sunt călderari, sunt spăitori, sunt lăutari. Nu prea știm despre ei, într-adevăr, prea multe. Este o bună ocazie și chiar vreau să te felicit, George, pentru inițiativă. Cred că a fost o dezbatere cât se poate de utilă. E nevoie de astfel de discuții, de astfel de dezbateri. E nevoie de deschidere și de cunoaștere intercomunitară. Sigur că în virtutea valorilor lumii în care trăim, libertate, toleranță și meritocrație. Acum, înainte de a vă mulțumi pentru că ne-ați ascultat, înainte de a vă ura un tradițional bafto de rodelă, Iulian, apropo de meritocrație, o să vă anunț că în finalul acestui program, a acestei întâlniri, va fi alături de noi unul din cei mai mari pianiști ai României, e băcăuan, e de-al nostru. E o bucurie faptul că știm că cei mai talentați copii ai Bacăului sunt cumva pe mâinile lui. Va cânta, avea un recital de pian. Cel mai mare pianist pe care cred că l-are România, Elvis Condrea.